Pe primul loc se află Ioana Timoftem, nepoata fostului director al SRI Radu Timoftem. Are 27 de ani, este avocat, s-a înscris în PSD în anul 2000, iar acum este consilier local. Locul 2 este ocupat de Alina Gorghiu, care ocupă în prezent un foteliu de deputat în Parlament din partea PNL. Pe a treia treaptă a podiumului se află fica președintelui, Elena Băsescu, secretar general al tineretului PDL. Următoarele trei locuri sunt ocupate de Silvia Mihalcea, secretar executiv al TSD, Magda Bistriceanu, supranumită Elena Udrea PSD-ului și de Andreea Vas, membra a Partidului Democrat Liberal. Din topul celor mai sexy femei din politică, realizat de Academia Cațavencu, nu lipsesc Monica Iacobriți, Lia Olguța Vasilescu, Daciana Sârbu, Raluca Turcan, Lavinia Șandru, Roberta Anastase sau Ana Mizil. Pe Elena Udrea, ministrul turismului, nu o regăsim în topul realizat de Academia Cațavencu. De la fel.